Neatza! 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 Pare bine să te văd! N-am mai văzut de ceva vreme. Pare sincer. Piesă nouă! Da, în sfârșit. Zi tot! E făcută de tine? Să zic, da, e făcută de mine. Am scris-o acum un an jumate, de fapt. E destul de veche ea, așa. Ai lăsat când pandemia se coacă? Da, mă rog, au fost mai mulți factori, nu contează. Am scris-o după prima mea despărțire. Ok. Și mi-e foarte dragă și am lucrat-o cu Adriana Radu de la, mă rog, de la H. Acolo am lucrat-o și îi mulțumesc super mult. Este super un prieten și cred că facem de fiecare când ne vedem câte o piesă nouă. N-ai label? Urmează? Nu. Așa că lumea e nevoită să te susține pentru că așa trebuie să facem cu un artist independent. Găsim piesa bună, e peste tot? Da, e peste tot. Spotify, YouTube, iTunes, peste tot. Cum crezi că e mai ușor acum pentru un artist? Să aibă un label sau să nu aibă un label? Wow. Sau mai benefic? Hai, nu mai ușor, păi că mai ușor. E discutabil, sincer. Eu momentan vreau să rămân așa. Adică vreau să încep așa, vreau pe barba mea să fiu, să scot piese câte vreau, cum vreau, unde vreau, știi? Da, suntem în era în care dacă vrei să asculti muzică, poți să dai un clip. Da, 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 da. Dar nu știu niciodată ce o să se întâmple. Adică, până la urmă, dacă o să mi se întâmple ceva, să ajung la un label, poate o să se întâmple la timpul potrivit, știi? Dă-mi pe final, că le cer tuturor participanților de X-Factor, le cer un sfat pentru cei care încă nu s-au înscris la casting sau care încă mai șovăie. Wow, deci pentru mine X-Factor a fost o experiență super grea. Super grea, mai ales că eu sunt foarte emotivă. Aveam 15. Da, 15. Așa. Da, și am fost foarte... Eram și cea mai mică, deci m-am simțit maxim. Dar e o experiență frumoasă și practic ei trebuie să fie pregătiți pentru asta. Trebuie să se aștepte la cele mai mari emoții, la cele mai neașteptate momente. La cei mai răi și la cei mai răi jurați. Teodora Sava are o voce senzațională, puteți să găsiți piesa și să faceți așa cu artiștii independenți, să-i susțineți atât cât puteți, cu clicurile voastre și cu vizualizările voastre. First, prima ei piesă e pe net. Baftă! Mulțumesc mult! Să ai un an bun! Și ne revedem!